Daniel, care erau marmelori fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însă sunt tot bunurile împărate, ce această jertfă cu multe feluri de roade, o binecuvintează pe dânsa și sfințește pe cei care vor gusta din ea, ca aceste spre slava ta și spre cinstirea Sfinților Apostoli, Carp și Alfeu și a Sfinților Mucenici, a Berchei și Elena, a căror pomenire săvârșim s-au pus înaintea ta de către robii tăi. Axinia, Ștefan, Cupriș, Nepoți, Ionuț, Marinela, Mihaela, Cezar, Ioan, Maria, Ioan, Maria, Mariana, Elena, Nicoleta, Elisabeta, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Elena și Mihai, cu fiii și nepoții, și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință și plinește, Doamne, celor ce au frumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile cele către mântuire și desfătarea bunătăților tale celor veșnice, pentru rugăciunile preacurate, stăpânii noastre, de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Slavă în genunchii. Aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost nevărsate peste toți drepturile creștini care sunt de față aici și au venit astăzi. Dar și se rog de aceștia, Axinia și Ștefan cu fiii și nepoților, Elena și Mihai cu fiii și nepoților, Ionuț, Marileta, Mihaela, Lucu, Cezar, Ioan, Maria, Mihai, Marina, Elena, Nicolae și Elisabeta. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm, te lăudăm și iarăși, în genunchii înaintea slavii tale, îți mulțumim rugând cu stăruința ta nemăsurată în iubire de oameni, că și pe cum, Doamne, binecuvânta primii până acum rugăciunile lor, rugilor tăi acestea. Și le-ai învrednicit, ale se împline bune dorințe, așa și de acum înainte vrăicești răspunderea cu credință, dragostea către tine și aproapele și în toate faptele bune și folositoare și aducând ale tale binefacere împreună cu toți credincioșilor tăi. Ferește, Doamne, de toată reaua întâmplare, dăruindu-le sănătate, pace și liniște. Și pe toți te vrăicești și totdeauna mulțumire ați aduce cele prea bune care ești. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii Yeah.